albastru cu benzile albastre pe mănușa a început lupta. Wow! Oho! Wow! Se pare că Mincu... Probabil pe fond emoțional poate să fie și s-a aruncat banii foarte tare pe el. Mincu văd că a pus un frontal foarte bun. Lovește foarte puternic. Vrea să dea prea tare și nu cred că e o soluție bună. Lovește foarte corect, l-a amețit. Wow! Wow! Era... Se pare că vom avea parte de un knockout. Să vedem pe Banea cum va face față. Abia rezistă în picioare Ștefan Banea Mincu. Mi-amintesc bine, Ionuț, din cadrul emisiunii Fight Club, dacă nu mă înșel, chiar s-a exprimat puțin mai... Poate. Ia oprit meciul foarte bine. La doua bară s-ar ca să nu există niciun fel de dubiu, niciun fel de discuție ulterioară. Da. Se pare că adrenalina încă este în Alex Mincu ar trebui să stea botolit. Nu este cazul. În colțul lui Alex Mincu a fost Osman Claudiu, luptător de Muay Thai, un antrenor foarte bun. Iar în colțul lui Ștefan Banea, Claudiu Bădoi, prințul. E o diferență de greutate, deși Ștefan Banea a fost mai greu cu vreo... 15 kg, dacă nu mă înșel. Nu, vreo 7-8 kg mai mare Ștefan Banea a fost doborât, să spunem așa, de Mincu cu acele lovituri. Îmi amintesc că în emisiunea a spus, dacă nu mă înșel, că a făcut a făcut ceva kickbox, da, antrenament, și eu l-am văzut pe rețelele de socializare că s-a mișcat destul de bine la sală Ștefan Mincu. Încă mai are un pic de adrenalină în el, vedem. Alex Mincu. Mincu se mișcă. Prin acest tip de exteriorizare îți dai seama că nu sunt luptători... Nu sunt luptători profesioniști, clar. ...consacrați și cu experiență multă în domeniu. Adrenalina, emoția, și a spus cuvântul. A încasat câteva lovituri... A avut o reacție puțin de sperietură aici, dacă nu mă înșel. Da, păi... Pentru începutori, pentru debutanți, nu este foarte plăcut să fie lovit, nu pentru profesioniști, dar apoi pentru ei care nu sunt obișnuiți cu aceste lovituri. La fel și cu Ștefan, a avut și el planul lui. Se pare că a intrat foarte puternic în meci, hai să vedem anunțul. În aplauzele voastre, pentru colțul roșu, Alexandru Mincu! Felicitări și din partea noastră! Yes, sir. De asemenea, felicitări pentru Ștefan Banea, că a avut curajul să intre în această cușcă. Îți trebuie, într-adevăr, mult curaj să intre în această cușcă. Trust me!